decât cerințe ca să încheie legământ cu Dumnezeu, oameni care au consimțit că starea de păcătos nu se mai poate. Eu vreau să vă spun, pentru că aceste persoane nu este doar atât că s-au predat, ci că vor să vină la botez și să primească pe Domnul Iisus. Noi, ca și adunare, suntem aici și stăm la dispoziția lor, dar asta să nu vă încredeți total. Noi vă ajutăm pe ceea ce voi ați spus înainte cu rugăciune și încurajare. Dincolo de aceste două elemente, toată puterea voastră, toată străduința voastră va dovedi ceea ce voi ați spus cu gura voastră. Vreți să intrați în apa botezului și noi vom face tot ce putem ca să puteți intra. Să nu credeți că lupta s-a terminat. Și cântarea a spus, hai luptă, frate, luptă. Lupta abia acum începe. Diavolul o să pună de acum cele mai multe piedici. Persoana cealaltă care a fost data trecută nu este acum aici între noi, dar a spus în felul următor. Până de Crăciun vreau, dacă se poate, să primesc botezul. A doua persoană care este în mijlocul nostru, Sebastian. A trecut prin foarte multe lovituri. Domnul a științat de foarte multe ori. Niciodată nu a avut puterea să se ridice și acum recunoaște că nu are putere. Dar vrea și își dorește lucrul acesta. Haideți ca noi, care avem putere încă noi, cu puterea aceea dată prin Duhul Sfânt care a predicat și fratele Daniel, hai să-l sprijinim în rugăciune. Amin. Omul acesta are nevoie de ajutor. Amin. Și eu simt lucrul acesta să spun. Dacă nu-l sprijinim noi în rugăciune și dacă nu contribuim noi cu încurajări și cu tot ce are el nevoie, el nu va reuși. De multe ori, eu îl cunosc de mult. Nu reuși. Haideți acum. Acum și din clipa asta să ne punem în inimă și minte lucrul acesta, să ajutăm persoana aceasta, este în mijlocul nostru. Te rog frumos să te ridici în picioare, să te vadă toți. El este cel care a avut de multe ori înștiințări din partea Domnului și știe că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Și îi pare rău că nu a reușit până acum, dar acum își dorește. Hai să-L ajutăm cu tot ce putem și acasă la casele noastre, înainte să ne călcăm. Amintiți-vă rugăciunile voastre. Haideți, dacă îmi permite, fratele Daniel.